În mod evident, mobilitatea afectează eficiența unei afaceri, pentru că e vorba de timpul pe care atât o firmă îl petrece ca să își, ca să fie în contact cu potențialii clienți, cât și marfa pe care ea o livrează. Deci traficul înseamnă timp, care înseamnă costuri, și lipsa traficului înseamnă eficiență. Este o soluție pe care toate orașele occidentale au adoptat-o de deja 50 de ani și trebuie doar să facem și noi același lucru. Șoseaua de centură, ca să scăpăm de traficul de tranzit, transportul în comun, parcări la mari la intrarea în oraș, semaforizare și corelarea inteligentă a sistemelor de semafoare, astfel încât să se eficientizeze traficul, adică să se elimine blocajele din trafic, și evident transportul public, care înseamnă și flotă și pas cu pas crearea de benzi unice.